Hai, salut și bine v-am găsit la un nou episod. Înainte să începem acest episod, vreau să mergeți toți pe primul link din descriere către Instagramul meu, să mergeți toți acolo să rupeți butonul de follow, chiar acum o să vă apară pe ecran Instagramul meu și apoi pe al doilea link din descriere către Stringcraft-ul meu, să mergeți și acolo toți să rupeți butonul de follow, pentru că acolo mai fac live-uri și dacă vreți să vedeți când o să fac live-uri, să primiți notificare, go, go, go și apăsați butonul de follow. De data aceasta o să ne jucăm ceva mai special, suntem la restaurantul lui Freddy. Bine, ce a mai rămas din Freddy? Pentru că din câte vedeți a mai rămas doar, nici nu știu, nu pot să zic că au mai rămas doar oasele, a mai rămas doar fierul din Freddy, pentru că este un animatron. Hai să vedem, ia uite, ce curtani asta aici, cine ești? Văd că acum a mai intrat ceva lume. Și suntem aici pe la restaurant să vedem ce se întâmplă. Bă, ce mers are Freddy ăsta. Trebuie să apăs click ca să deschidă ușa, da? Unde ce am citit bine. Ia să vedem ce este pe aici. Ia uitați aici un poster. Nu știu cine este exact. Cred că este Foxy sau... Ba, nu-i Freddy. Freddy sau Foxy. Bă, nu știu, nu știu pe toți. Trebuie să mă documentez exact să văd care cine îi. Știu că... Asta de aici e Kika, puișorul, dar pe restul nu știu cum se numesc. Uite, scrie pe aici party, nu știu ce. Bă, ce jumpscare-o dat omul nostru. Oh, și uite meniul, ia să citim meniul. Deci, meniul principal, o pizza $16, un burger este $10, un mac and cheese $4 și chips $1, adică cartofi prăjiți. Ia să vedem, băuturi. La băuturi nu scrie prețul. Poate că-s gratis băuturile. Uite și pe acolo pe jos niște jucării. Ăsta nu poate să deschidă ușa. Ce faci, bossule? Ăsta e negru. O stat prea mult la solar sau la, nu știu, la mare, unde o fi fost el. Nu merge să deschidă ușa asta? Ba da. Hai să vedem ce se întâmplă în pizzerie. Aici avem niște măsuțe la pizzeria noastră. Bă, dar unde mi-o fi pielea de pe mine? Adică puful. Oh, aici este o sală de jocuri. Avem aici niște joculețe. Aici putem să dansăm sau ceva de genul ăsta. Ia să dăm perform. Ah, uite că face cu mâna. Oh, salută publicul. S-a făcut noapte. S-a făcut noapte, este ora 10. Oprim. Ia să vedem, aici ne putem juca. Nu ne putem juca la joculețele astea. Aude și un tunet ceva. Bă, ce creepy, ui. A, și se aud numai zgomote din astea. Adică tot apasă ăștia, tot dau jumpscare-uri. Aici este încă o scenă. Un orișori. Hai să vedem pe ușa asta unde ajungem. O, aici este încă un Freddy, dar fără urechi și fără picioarele complete. Cam creepy. Hai să vedem pe aici prin tunelul ăsta unde ajungem. Am înțeles, ajungem tot la scenă. Aici practic suntem în spatele scenei. Merge să prind lumina. Ce am făcut ceva. Ceva, am tras cortina. Bă, ce tare. Deci de pe asta tragi cortina. Nu mai pot să ies de pe scenă, nu? Ba da, mă merge să ies și prin cortină. Hai să vedem ce găsim în față. Bă, ce mi se pare creepy, așa că nu vezi. Nu vezi foarte departe dacă e lumina stinsă. Deci vezi așa cât ai pe ce am fost. E omul ăsta tristuț acolo. Ne mai întâlnim cu nimeni? Aici este, ia să vedem, un cufăr. Pot să deschid cufărul ăsta, nu merge să-l deschid. Bă, dar sunt foarte multe scene aici. Aici putem să tragem cortina iară, nu? Am auzit ceva. Deci s-a auzit ceva pe fundal. What? Se aude o muzică. Ah, am pornit o muzică. E asta la altă e cortina? Hai să vedem, pot da, mă, asta e cortina. Hai să tragem cortina să fie și cortina asta trasă. Hai să mergem.
Aici am ajuns, ia să vedem, aici sunt alte meniuri. Ia uite, flashy, ba nu, plashy, plashy prices, small, deci cumperi din astea bilete să te duci la spectacol. Candy bar, nu știu ce, 50 de tichete, nu știu cum faci tichetele astea ca să-ți cumperi chestii. Aici este o masă de joc, pot să mă urc și pe masă? Hai să mă urc așa pe masă și să fac cu mâna. Ăla-i ticul, îmi pune și microfonul în mână. Ce tare, hai să mă duc pe o scenă iară și să... De fapt, ba, nu, hai să mai vizităm pe aici, să vedem ce mai găsim. Este 4 deja, 4 dimineața, în curând o să se facă zi și ar trebui să văd pe toată lumea. Mai jucăm cu încă 2 abonați, uite acolo este David și Preda. Clicu, ia să vedem ce se ascunde în camera asta. Încă nu i-am găsit pe David și pe Preda. Erau pe la început când m-am apucat să filmez pe acolo, dar nu știu ce ar făcut. Am auzit un jump scare aici în stânga. Uite, este cineva aici. Vlog este. Bă, aici suntem toți. Aici suntem toți. Ia să dau și eu un jump scare. Uai, ai, ai, ce urât face ăsta al meu. Deci avem aici pe Foxy, cred. Foxy presupun că este piratul. S-a făcut și lumină. A, uite și ăsta. A, deci nu era. Am înțeles. Este Gold Freddy. Deci Flo era Gold Freddy. Și de fapt el este om și avea mască de Freddy. Uitați aici să vedeți și voi desenele astea făcute de școlarii animatroni sau de copiii care trăiesc cu animatronii. Super, super șmecher. Se pare foarte interesant jocul acesta din Roblox pentru socializare și chestii de genul ăsta. Mi se pare super nice. Aici este WC-ul, aici este WC-ul de bărbați. Ia să vedem ce este prin WC. O, da, WC-ul ăsta. Ce cu WC-ul ăsta, prietene, că nu pot să intru la WC, nu s-au gândit și ei să taie partea asta de sus pentru că poate unii sunt mai înalți. A, las că e bine și la pișoarul ăsta sau cum să-i zic. Hai să deschidem ăsta așa. Bă, mă lasă să urc pe ușă? A, nu pot să urc pe ușă. Am crezut că pot să urc pe ușă, să escaladez ușa. Hai să vedem ce mai găsim. Hai să intrăm și așa repede în baie la femei să nu ne vadă nimeni. Apoi și la femei la fel. Sau? Ba, dar e la fel. E la fel, aici n-am ce să fac, numai dacă folosesc ghiuveta asta. Hai să vedem din coace ce e aici. Aici e o bucătărie. Da, pe aici am mai fost, cred, și pe, mai pe noapte. Pot să fac mâncare, nu pot să fac mâncare. Este 9 dimineața ceasul. Bă, îmi deschide ușa exact în față. Oh, ia uite și aici, este o cortină ceva așa mai mică roșie, să vedem ce este aici. Este o debara din câte văd, dar este goală. Am mâncat tot. Oh, ce faci, bossule? Dansezi și tu? Salutare! Hai că mă sui și aici sus lângă tovarășul meu animatron și vreau să dansez și eu cu el. Oh, avem și muzicuță, hai să dăm performă, laiticule. Vă place spectacolul? Bă, le știe Houdini, mă, așa, mă, ia uite. Ia uite cum dă el așa din mânuță. Am tovarășul meu cu mine aici, ia uite că mai vine cineva. Bă, ce creepy, ui, skin-ul ăla. Mă duc să-i dau și eu un jump scare. Că te uiți așa la mine. Ai, 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 că toți zbiară acum. Gata, că-mi spargă ăștia urechile. O, ce tare zbiară. Aici este scena. Deci am cam vizitat toată casa. Aici este sala de jocuri. Nu știu dacă mai pot să ies. De aici habar n-am, nu mai știu pe unde n-ai v-am intrat. Pe aici oare? Pe aici nu pot să intru.
decât dacă sunt Tom. Hai să vedem pe aici, nu, aici sunt în spatele la scena asta roșie, adică cu cortina roșie, nu scena roșie. Și pe unde naiba am intrat în pizzerie? A, uite, pe aici am intrat în pizzerie, cred. Oh, ăla e Freddy! Faci Freddy! Bă, m-a aruncat ușa asta. Hai să ieșim și pe afară să vedem ce mai găsim pe afară. Cam asta ar fi pizzeria lui Freddy. Bine, ce mai rămas din Freddy, după cum am zis și la începutul episodului. Aici mai sunt niște mașinuțe pe afară. Și acolo mai este încă o casă. Bă, deci este destul de mare harta. Dacă vreți să mai explorăm și restul de hartă, să-mi scrieți în comentarii. Cam ăsta a fost videoclipul. Deci dacă vreți să-mi scrieți acolo în comentarii, bă, mai vreau să văd și restul de hartă sau, nu știu, poate mai găsim chestii pe aici, poate ne jucăm și ca și om. Așa că să-mi scrieți acolo în comentarii. Cam ăsta a fost episodul. Dacă vă place, să rupeți butonul de like și de subscribe, să mergeți și pe primul link din descriere către Instagramul meu și să rupeți acolo butonul de follow și apoi pe al doilea link din descriere către Streamcraft-ul meu, să rupeți și acolo butonul de follow. Vă pupă, fratele, și ne auzim pe următoarele videoclipuri. Pa, pa!